Stimați prieteni, bună ziua! Eu mă numesc Ștefan Ligor, sunt președintele Partidului Schimbării și vin astăzi cu o informație urgentă cu privire la operațiunea de fraudare a votului cetățenilor noștri din stânga Nistrului. Eu am mai venit cu o informație pe care am prezentat-o în limba rusă în cadrul unei adresări către cetățenii noștri care locuiesc pe malul stâng al Nistrului. Iar acum vin cu informații care completează înregistrarea inițială. Chiar acum are loc pregătirea și desfășurarea unei operațiuni ample, vaste, de transportare ilegală și de corupere a alegătorilor care locuiesc în stânga Nistrul. Această operațiune este coordonată de Pavel Voicu la indicația lui Igor Dodon. Ministrul de Interne, respectivul Pavel Voicu, a dat dispoziții prin care a trimis pentru așa numită monitorizarea segmentului transnistrean 200 de angajați a Inspectoratului Național de Investigație sub conducerea lui Stoian Iurie, șeful inspectoratului, și Maxim Ciubaciuc, șef de secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigație, aceeași instituție, prin coincidență, desigur, finului Jora Cavcaliuc, feciorul lui Mihai Ciubaciuc, care este consilierul lui Voicu și candidatul lui Cavcaliuc la funcția de ministru în ipoteticul guvern. Mai mult, în această operațiune au fost implicați comisarii din Bender, Rezina și Dubăsari, care au primit indicații să asigure prezența angajaților comisariatelor în subordine, îmbrăcați în haine civile și cu mașini personale, nu mașini de serviciu. De ce? Ca să ajute la organizarea și facilitarea transportării ilegale a cetățenilor noștri, transportării organizate și mituirii cetățenilor noștri din stânga Nistrului la secțiile de vot amplasate pe malul drept. În operațiune este implicat, desigur, și Centrul Național Anticorupție. Și anume Vitalie Alexandru, care este șeful direcției Centru, în subordinea jurisdicția teritorială al căruia se află segmentul transnistrean. Acest Vitalie Alexandru a fost numit în funcție de Flocea, omului Dodon, precum cunoașteți, care a câștigat renumitul concurs în 2019 la respectiva funcție, l-a câștigat. Și acesta a fost trimis de Flocea, directorul CNA, în preajma regiunii Transnistriene, frontiere administrative, cu mai mulți subalterni pe care eu îi cunosc, numele cărora eu îl cunosc, dar nu îl voi da aici, ci pur și simplu le voi transmite un mesaj. Luați-l pe șeful vostru, pe acest Vitalie, sub soară, de ureche, și ați plecat-o acasă. Voi sunteți Centrul Național Anticorupție, voi trebuie să luptați cu marea corupție, nu să facilitați cumpărarea voturilor de către contrabandiștii șerifului Dodon și restul. Asta nu sunt atribuțiile voastre de serviciu. Eu vă cunosc pe toți pe nume. Ați rupt-o acasă. Cu tot cu șef. Asta nu este tot. Este o operațiune vastă. Noi îl avem aici implicat, desigur, pe Grigore Filipov. Acesta are sarcina de mobilizare a alegătorilor în regiunea Dubăsari-Grigoriopol. Cine nu știe, Grigore Filipov este președintele raionului Dubăsari. Filipov are afaceri în Grigoriopol, în Dubăsari, cunoaște evident toată lumea ca președinte de raion, este în relații fantastice, atât cu evident contrabandiștii noștri de pe malul drept, cât și ăștia de pe malul stâng. Sarcina lui este să scoată oamenii la vot, să organizeze acest proces la maxim în regiunea de care răspunde, în zona de care răspunde.
CNA-ul este inclusiv trimis încolo ca să-l supravegheze pe Filipov, care data trecută a fost prins în 2019, încă când Plahotniuc era în țară și se organizau alegerile din februarie, a fost prins mituind oameni ca să-și exercite votul cu cât 300 de lei. A fost pornit chiar și un material de investigație penală, însă Centrul Național Anticorupție evident a refuzat să pornească urmărirea penală și să-l atragă la răspundere. De asta Filipov se află și se va afla azi și mâine sub supravegherea CNA acestui Vitali și subalternilor săi, ca să nu facă vreo prostie. Pentru că, mă rog, e om de afaceri și mai cască gura un alt. Dacă vă întrebați cine este acest Filipov și poate nu cunoașteți, Filipov este tata renumitului membru al Comisiei Electorale Centrale, Filipov și el, care face parte din majoritatea subordonată politică lui Dodon și PSRM. Și dacă vă întrebați cum de s-a întâmplat Comisia Electorală Centrală, nu a emis o dispoziție cu privire la interzicerea transportării organizate a alegătorilor din stânga Nistrului pe mal drept. Eu cred că implicarea acestor tată și fiu sunt suficient de sugestive. În Comisia Electorală Centrală, să știți că nu s-a ajuns un singur vot ca să fie adoptată această decizie cu privire la interdicția deplasării transportării organizate. Și noi, una din sarcinile următoarelor luni este, odată ce expiră mandatul Comisiei Electorale Centrale la toți membrii, să numim în această comisie, luând în considerație greșelile care s-au comis în trecut, pentru că am mai avut un președinte numit, da? După filtre, trecut prin filtre, care astăzi este în majoritatea PSRM-ului. Păi iată, sarcina noastră este să ne învățăm lecțiile și să nu mai repetăm greșelile, să ne asigurăm că Comisia Electorală Centrală, care va activa următorii 4-5 ani, va fi una integră. Dar nu de data asta. De data asta trebuie să-i batem în condițiile pe care le avem. În încheiere, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Național de Investigație și Centrul Național Anticorupție, coordonați de Vâlcu și de socialiști, vor asigura supravegherea și bună organizarea transportării ilegale a alegătorilor din regiunea transnistreană pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale și vor supraveghea bună desfășurarea acestei operațiuni de corupere, pentru că asta este esența. Precum am mai spus, pe teritoriul Transnistriei, de organizarea și transportarea și mituirea legătorilor, în mare parte din cadrul întreprinderilor controlate de autoritățile nerecunoscute și șerif, este responsabil prim adjunctul directorului șerif, Șchilniuc Pavel Vladimirovici. Anterior, din partea noastră, precum am mai menționat în înregistrarea precedentă, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Voicu l-a trimis în Transnistria pe Balâca Eugeniu, reprezentantul Republicii Moldova în biroul pentru coordonarea combaterii criminalității organizate al CSI. Acesta este originar din stânga Nistrului, cunoaște bine regiunea și are scopul să mobilizeze oamenii și să faciliteze procesul de corupție. Deci, în linii mari, operațiunea arată așa. Organele noastre, așa numite de drept, sub coordonarea lui Voicu, vor asigura bună transportare al cetățenilor din stânga Nistrului, vor asigura desfășurarea însuși a procesului. Partener pe partea stângă este șeriful și administrația, evident, prezidențială lui Красносельский, care au menirea și scopul să-i mobilizeze, să-i adune, să-i organizeze și să-i plătească. Plata se va efectua pe teritoriul Transnistriei de data asta. Să-i mituiască și să-i organizeze pentru bună transportare pe malul drept. Faptul că angajații comisariatelor vor fi cu mașini civile, faptul că
trei comisariate din trei raioane învecinate sunt antrenate în această operațiune. Mă face să bănuiesc și eu am informații din organele de drept că aceștia vor fi implicați inclusiv, polițiștii noștri cu mașini pe civil, vor fi implicați inclusiv în transportarea organizată a alegătorilor. Eu am un mesaj către organele noastre de drept. Să nu vă umiliți în halul ăsta. Voi nu puteți fi, nu mai puteți fi, nu are, este clar că aceste alegeri sunt pierdute de Dodon, socialiști, comuniști și curatorii lor. Nu vă umiliți în halul ăsta. Măcar pe ultima sută de metri, renunțați la potlogările pe care sunteți, în care sunteți implicați. Pur și simplu renunțați. Se pregătește inclusiv pe lângă această operațiune, operațiune de destabilizare situației, proteste și așa. Și eu cunosc despre indicațiile și mesajele care vi se dau pe interior. Nu vă implicați în asta. Rolul vostru este să puneți cătușele pe mâinile celor care vă dau aceste indicații. Voi ce faceți? Vă sabotați propria țară? Astăzi nu se face agitație electorală. Dar să faci apel la bun simț și să faci apel la respectarea legii niciodată nu este târziu și niciodată nu poate fi interzis. Eu vă îndemn să răscoliți ultimele rămășițe a demnității, a ceea ce este mai uman în dumneavoastră și să mergeți acasă. Să nu protejați pe cei care v-au adus în starea asta de degradare profesională și personală. Oameni competenți, oameni integri, oameni de treabă, există. Există inclusiv în organele de drept. Eu cunosc așa oameni și eu știu că nu totul este pierdut. Gândiți-vă bine la ceea ce faceți. Că astăzi este vorba de țara voastră. Noi l-am plecat pe Plahotniuc, l-am plecat pe Dodon și astăzi vom pleca majoritatea parlamentară, astăzi, mâine, vom pleca definitiv majoritatea parlamentară coruptă. Voi ați ales greșit și absolut neînțelept partea sau baricada pe care să o apărați. Nu fiți atât de mediocre. Renunțați. Nu mai protejați interesele crimei organizate și contrabandiștilor. Ei se înțeleg de minune când vine vorba de plătit mită alegătorilor, de transportat organizat, de șantajat și la fel de bine se înțeleg pe urmă, da, după aceste alegeri, când împart dividendele, când împart veniturile din contrabandă. Și voi știți mai bine ca mine. Că nu eu din societate civilă și ca, sau ca politician sau ca avocat trebuie să vă povestesc vouă cum funcționează acest sistem. Voi știți câți bani se fac acolo. Nu fiți complicii mizerilor care vă dau indicații. Fiți ofițeri. Fiți oameni ai legii. Măcar o dată la 10 ani. Ce obțin? Încercați să o faceți mâine. Eu vă mulțumesc celor care m-au ascultat, m-au auzit. Eu vă îndemn un singur lucru. Mâine ieșiți la vot. Denunțați pe cei care încearcă să vă corupă sau să vă intimideze. Faceți înregistrări video dacă vedeți activități suspecte. Raportați aceste activități suspecte observatorilor, partidelor politice în care aveți încredere. Nu treceți pe alături atunci când vedeți ilegalități. Fiți cetățeni responsabili. Doar prin implicarea cetățenilor zi de zi vom reuși să obținem cu adevărat mare schimbare. Eu vă mulțumesc. Ieșiți la vot!